reprezintă interpretarea de o manieră total inflexibilă și birocratică, în sensul rău al termenului, al legislației privind transparența în administrație, legea 52. Niciunul dintre motivele invocate considerăm noi că nu ar fi fost de natură să blocheze derularea bugetului Consiliului Județean. Despre modul cum vom continua relația noastră cu instituția prefectului, prefer să vorbesc altă dată, mai sunt multe altele de aflat, dar o să-i trimit foarte repede domnului prefect, dacă astea sunt motivele invocate, și repet, sunt de un absurd total, o să-l întreb dacă cumva toate bugetele aprobate în comunele conduse de primar PD au respectat exigența domniei sale, pentru că legea transparenței este una singură. Dumitru Beanu a mai spus că a apelat deja la instanță pentru rezolvarea acestei situații. Studiem deja posibilitatea deschiderea unor dispute în instanță, unor procese în instanță, cu conducerea Direcției de Finanțe, pentru că considerăm abuzivă atitudinea, cel puțin a directorului, care a refuzat deschiderea creditelor în perioada în care avea obligația să facă acest lucru. Și nu mă va niciun fel de toleranță pentru a depune asemenea plângeri,